De ce iubesc foarte, foarte, foarte mult radioul? Pentru că, după părerea mea, este singura lume de gesturi artistice și culturale, dar vorbim mai întâi de cele artistice, în care ascultătorul este deosebit de creator. El trebuie să pună forme pe lângă vorbele noastre, el trebuie să pună culoare pe lângă zgomotele noastre. Noi îi sugerăm anumite medii pe care dacă avem 100, 1000, 10000, 100 de de ascultători, fiecare dintre dânsii de fapt imaginează un alt decor, imaginează o altă mișcare, iar într-un fel această libertate nu se cheamă chiar interactivitate, că dânsii nu pot intra direct ca să influențeze ceea ce facem noi în studio, dar dar faptul că și au această teribilă libertate de a pune într-un context care ține, este de spațiu, este de lumină, este de culoare, ceea ce aude de la noi, face ca într-adevăr acest ascultător să devină un ascultător creator și fără doar și poate atunci când va veni să ne vadă la teatru, atunci când se va uita în pătratul acela de sticlă din televizor sau când va fi în sala de cinematograf, va avea și o opinie personală referitor la ce vede de o parte, și la ce ar fi vrut sau ce și-ar fi imaginat că trebuie să vadă când vede. În teatru radiofonic, după părerea mea, există o formă de comunicare care este de zeci de ori, de sute de ori mai valoroasă și mai variată decât replica. Eu cred că în teatru există sute și sute de feluri de a. Tăcea. Momente în care, într-adevăr, apare din nou această hiperbolă de creație din partea ascultătorului sau spectatorului, când el a înțeles premiza care s-a pus cu o clipă mai devreme, și se întâmplă o fericită pauză în care dânsul fabulează în liniște despre ce se întâmplă, la care eu simt. Pentru că nu seamără în două liniști una cu alta într-o seară de teatru. Din păcate, nu avem cum să simțim la radio asta din partea ascultătorilor, dar trebuie să mărturisesc că experiența te face unor să bănuiești în ce zonă se întâmplă liniștea ascultătorului, iarăși mă întorc, ascultătorului, pentru că și dânsii nu vor tăcea la fel în fața receptorului, ci fiecare va avea un mod propriu de a se manifesta prin tăcere.